Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au verificat peste 800 de vehicule și au aplicat aproximativ 170 de sancțiuni contravenționale, în timpul acțiunii Tispol embas de verificare a legalității transporturilor rutiere de persoane și mărfuri, activitățile de control s-au desfășurat conform calendarului operațiunilor Tispol. În perioada 12-18 octombrie, polițiștii au efectuat o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse în special din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au verificat 833 de autovehicule, dintre care 602 autovehicule destinate transportului de persoane și 231 de vehicule destinate transportului de marfă. În urma controlelor au fost aplicate 168 de sancțiuni contravenționale, dintre care 122 conducătorilor de autovehicule de transport de persoane și 46 celor care efectuau transport de marfă, dintre care 12 sancțiuni la legea 55 pe 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Neregulile sancționate de polițiști s-au referit la nerespectarea regimului legal de viteză, neutilizarea centurilor de siguranță, lips a documentelor conducătorilor auto și autovehiculelor, probleme tehnice sau conducerea sub influența alcoolului. Polițiștii rutieri vor continua acțiunile în trafic pentru asigurarea climatului de legalitate în domeniul transporturilor.